Ultima întrebare, cum dormi? Căldurile astea? Cu aerul condiționat? Merge, nu? Da, non-stop. Bun, bun. Sunt unii care au sau n-au aer condiționat. Au sau n-au și, din păcate, în anumite zone ale țării, pe timpul nopții se înregistrează temperaturi record. 29,8 soare. Deci 30 de grade, practic. Noaptea? Noaptea. Așa cum ceva, se noi doarme n-am mai și mai ales ce se întâmplă dacă reușești totuși să te odihnești doar puțin în timpul nopții din cauza caniculei. Haideți să vedem. Asta cu șosetele ude mi s-a părut bună. Asta chiar mi s-a părut bună. Nu era. Aia cu sticla e de momentuț așa. Da, da. Dar se poate dormi. Să nu mai spus, să nu spuneți că v-am sfătuit eu. Se poate dormi cu sticla. Adică, băgăm sticla. Băgăm sticla într-o față de pernă. O facem așa, rotocol fața de pernă pe lângă sticla congelată. Și o punem lângă noi, știi, cât în cât. Bă, nu, știi, te dor oazele dacă ești... Exact, nu, dacă păi ești te trage la șale, n-ai cum dacă așa cu viața la șale. Nu mai avem 20 de ani, păi draga mea colegă. Și cu aerul condiționat ai văzut că nici aia nu-i bine. Nici așa, nici așa. Să bată în sus. Pe sistemul și așa e rău și așa nu-i bine. Și dacă n-are frân sau... sau cum s-o numi? Freon. Freon. Înțelegeți ce vreau să zic? Da. Alături de noi prin videocall este domnul dr. Edis Mustafa, medic primar, medicină fizică și reabilitare medicală, alături de care vom dezbate un subiect care, ce credeți, mă iertați de greșeală, ne doare. Bun găsit, domnule doctor, bine ați revenit. Chiar ne doare. Alături de noi. Vorbim în primul rând despre cumva starea noastră fizică și psihică, având în vedere că somnul pe caniculă sau pe gradele astea este aproape imposibil de realizat așa cum trebuie în parametrii normali. Îmi permiteți înainte de a răspunde să vă pun o întrebare suplimentară, că suntem două și avem două perspective diferite, tot acolo ajungem. Pe timpul zilei suntem afectați de caniculă și de aia suntem nervoși, amețiți, dezorganizați pe timpul zilei. Exact. Sunt foarte multe discuții pe tema aceasta, cum că temperaturile extreme și disconfortul acesta termic pe care îl resimțim din cauza mai multor factori pe care temperatura și vremea de afară da, îi poate afecta, în special la persoanele cu diferite patologii, poate să ne creeze un disconfort atât emoțional, psihic și cum vreți să-i mai spuneți dumneavoastră. Deci putem deveni mai irascibili și automat cortizolul și toată adrenalina pe care o acumulăm în cursul zilei ne poate deregla calitatea somnului. Și acum ajungem la întrebarea Ilinkei. Exact. Cumva dacă somnul nostru pe timpul nopții nu este odihnitor, nu ajunge să parcurgă toate etapele de somn, cum ne trezim dimineața? Da. De fapt, nu de aici pornește starea noastră de a doua zi, în primul rând? Din păcate, putem fi într-un cerc vicios, unde toate pot să ne influențeze negativ și de aceea informațiile corecte și o calitate a emoțiilor, o stare cât mai pozitivă, așa ne va ajuta să trecem și peste aceste temperaturi extreme. Nu degeaba sunt... Nu știu dacă starea pozitivă stau sticla cu apă înghețată din frigider. Eu când îți spun, nu mă crezi, râzi de mine. Sincer, că-ți dacă v-am ascultat cu atenție mai devreme și întotdeauna vor fi și pacienți sau oameni care nu vor putea suporta acea sticlă cu apă rece, cum de altfel nu pot suporta nici aerul condiționat. Și întotdeauna vor fi foarte multe variabile și trebuie să recomandăm întotdeauna lucruri cât mai potrivite pentru marea majoritate. Personalizat, sigur. Așa cumva. Ce mecanisme se activează la nivel neuronal atunci când orele noastre de somn sau somnul nostru de fiecare noapte nu e odihnitor? Păi, în primul rând am putea vorbi despre ritmul circadian. Este un ciclu de aproximativ 24 de ore, extrem de important în procesele biochimice, fiziologice și comportamentale. Știm de altfel că în acest ciclu temperatura, cu cât temperatura corpului este mai mare, cu atât ne va fi mai greu să ne odihnim. Deci creierul va percepe temperatura ridicată ca un mijloc de a fi cât mai activ,
Deci știm că avem nevoie de energie, avem nevoie de o susținere cât mai bună a fizicului pentru a fi activ în timpul zilei. Sigur. Și aici, în acest ciclu de 24 de ore, dacă noi nu ne odihnim, nu avem acele ore de somn calitativ, pentru că și acesta știți foarte bine că îl putem grupa în cel puțin două forme, cel paradoxal și cel lent. Cel paradoxal vorbim despre somnul REM, în care corpul se regenerează cu adevărat. Putem avea reale situații neplăcute, dar mi-aș dori înainte de toate să subliniez faptul că nu trebuie să intrăm în panică. Panica ne va accentua orice senzație. Anxietatea, în general, este inamicul numărul 1, care ne poate exacerba senzațiile pe care noi le percepem. Inclusiv din disconfortul acesta de a urmări non-stop pe telefon câte grade stă afară, cât de mare, cât de mică e umiditatea, ne poate crea un stres emoțional și să nu ne mai lase să ne mai să gândim liber. Pentru că aș face aici o mică paranteză. De exemplu, când plecăm undeva în vacanțe, Emirate, Grecia, așa mai departe, Egipt, unde sunt temperaturi foarte mari, venim foarte odihniți, pentru că mediul de acolo, poate lucrurile pe care le facem și felul în care ne bucurăm de fiecare oră, minut petrecut alături de cei dragi și în anumite condiții, ne poate ajuta. Deci nu aș merge în direcția în care doar temperatura este motivul principal pentru care noi devenim anxioși, irascibili și așa mai departe. Aveți dreptate și o să vă dau un exemplu. La un moment dat trebuie să te trezești și fiecare dintre noi a trecut prin asta, la 3 să iei pe cineva de la un aeroport. Bineînțeles că da. Nu poți să dormi cu multe ore înainte și atunci începi. Cât e ceasul? A, nu o să dorm. Nu o să dorm înseamnă că nu o să aud alarma. Dacă n-aud alarma, nu ajung la aeroport. Dacă n-ajung la aeroport, o să se supere ăla. Și acum cât e ceasul? A, mai trecut o sfert de oră, sigur nu dorm. Și te autoalimentezi în această anxietate despre care vorbeați. Și nu are legătură cu temperatura. Se poate întâmpla în ianuarie. Da. Sigur, adică întotdeauna noi căutăm un ideal și de multe ori chestiunea asta, presiunea asta ne va stresa și mai mult și ne va obosi psihic. Exact. Deci chestiunea de autocontrol? Și de autocontrol. Sincer, și eu ca individ sunt o persoană care tolerează foarte greu căldurile, dar mă uit așa cu stoicism la persoanele mult mai în vârstă care circulă pe stradă și cel multe dintre ele n-ar trebui să circule la ce puțin la ore de vârf unde temperaturile ating cote extreme, dar rezistă și totuși suntem o țară cu aproape 20 de milioane de locuitori și un număr foarte mic de pacienți încă au nevoie de ajutor medical, pentru că mulți au capacitatea de a se regla, autoregla. În special persoanele care au trăit în zone unde temperaturile de obicei vara sunt ridicate și sunt obișnuite. Haideți să ne gândim puțin și la muncitorii care lucrează în afară. Să ne gândim la persoanele care lucrează în patiserie, adică mi se pare groaznic, dar corpul lor are capacitatea să se adapteze. Dieta este un element extrem de important, hidratarea, bineînțeles, lipsa, adică să avem grijă la alcool, să nu consumăm alcool, cafea. Și dieta. Ce alimente? Ziceți-le de dietă, că acum ne-ați băgat pe alte filme? Păi vorbim despre, în principiu, pe parcursul verii e bine să profităm de tot ce ne oferă natura, de legume, de fructe. Suntem o țară unde pepenele este extraordinar și gustos și absolut avem nevoie de tot ce înseamnă fructe cu un indice caloric nici foarte crescut, dar nici foarte scăzut, pepenele fiind o opțiune extraordinară și, bineînțeles, despre legume și tot ce e carne slabă, de evitat prăjeli, de evitat alimentele foarte procesate. Astea sunt niște recomandări pe care toată lumea ar trebui să le știe și simțit pe propriul corp. Așa e. Dar ce facem dacă totuși nu reușim să adormim? Aveți remedii pentru asta? Am eu. Mă bag eu în seamă. E bună melatonina aia, că toată lumea vorbește. Te duci la farmacie, cer melatonină. Am văzut eu reclamă. Da, e adevărat, dar cei care consumă melatonină o consumă și iarna și primăvara și nu numai vara, dar sunt persoane care pot avea o toleranță la melatonină și atunci au nevoie de mai multe. Din păcate, poate insomnia, care de fapt este o afecțiune mai, e un diagnostic mai important decât doar o tulburare a somnului, care ne poate afecta, da? Ne poate afecta pe perioade lungi și în special la persoanele cu mai vulnerabile, în special cei cu afecțiuni cardiovasculare. Și
Aceștia au nevoie de tratamente de specialitate farmacologice. Slavă Domnului că există și tratamente non-farmacologice, cum ar fi stimularea transcraniană, cum ar fi stimularea de tip NESA, care pot, pentru persoanele care resimt această problemă din ce în ce mai acut și afectează, impactează calitatea vieții, dar pot apela la specialiști în domeniu, la medici, care să îi poată ajuta, să le poată îmbunătăți calitatea somnului. Calitatea. Dumneavoastră puteți face asta? Da. Și au venit oameni care au cerut să facă asta sau să trateze insomnia, ca să zic așa, în perioada asta, că vorbim de perioada asta de caniculă. În perioada asta, da, întotdeauna sunt oameni care vor căuta alternative. Eu acum chiar mă aflu în cabinet și mai devreme am avut un pacient care a venit pentru că doarme, se odihnește din ce în ce mai puțin de când a început vara, el având probleme cu insomnia, fiind sub tratament medicamentos și bineînțeles, alternative există și doar că pacienții au nevoie de informație și au nevoie să discute cu oameni pregătiți și aceștia suntem noi și foarte îi așteptăm cu mare drag. Clar, foarte important. Cât poate să reziste un organism uman, bineînțeles, pe ce perioadă de nesomn poate să reziste și să funcționeze în continuare? La modul în care, ok, dumneavoastră a zis de vacanță că acolo e soare cald și totuși suntem relaxați. Nu muncim? Noi pe canicula asta, noi venim la muncă, ok, stăm aici în aer condiționat. Dar sunt unii care trebuie să stea exact ce vorbeam mai devreme, pe șantier, să se ducă, curier și așa mai departe. Bucătării. Industriale. Deci cât poate un corp să reziste și să fie funcțional dacă nu are acest somn de calitate sau dacă se confruntă cu insomnii? Dacă nu dormim câteva zile la rând, adică 72 de ore, cel puțin deloc, fără să punem pleoapă pe pleoapă, atunci lucrurile chiar se pot complica semnificativ. Uh-huh. Epuizarea este un pericol major pentru corpul nostru și, din păcate, se poate ajunge la deces subit din cauza epuizării. Deshidratarea împreună cu insomnia poate să creeze lucruri de genul acesta. Și, bineînțeles, sunt foarte multe alimente, băuturi, droguri care pot genera acest tip de epuizare și pacientul, omul, să nu fie conștient în mod real că îi se întâmplă ceva grav. Și, din păcate, sunt situații în care, și în rândul colegilor mei, prin gări s-au întâmplat ca medici să decedeze. Deci nu e o chestiune de care să ne jucăm, nu e o chestiune pe care să o luăm în joacă, efectiv să o luăm în joacă, e o chestiune absolut serioasă și de aceea fiecare dintre noi este responsabil să-și cunoască foarte bine corpul, să aibă câteva noțiuni elementare medicale obținute prin diferite surse, da, și să avem grijă de noi, să ne verificăm tensiunea dacă știm că avem probleme de genul ăsta, pentru că tensiunea arterială și pulsul sunt niște criterii esențiale în evaluarea criteriilor acestora de pericol sau nu al corpului nostru. Vă mulțumim tare mult! Iar dumneavoastră, celor care ne urmăriți, vă recomandăm să continuați să-l căutați pe domnul dr. Edis Mustafa. Vedeți ce face și s-ar putea să vă minunați!